Bine ați venit la Bucătar fără scăpare, bucătăria din care ieși doar dacă ți iese. Tu nu existi, tu nu existi, ești doar o voce în capul meu. Salut, eu sunt Andrei, Game Master, iar invitatul nostru de astăzi este Adrian Despot. Servus, Adrian. Tot Andrei. Ești pregătit? Vedem. Dă-mi voie să explic regulile jocului. Ok. Vei avea 5 probe. Câte probe? 5. Ok. Fiecare dintre ele trebuie rezolvat într-un timp limitat. Scopul tău e să aduni ingredientele și să gătești o rețetă ca să evadezi. Dacă nu-ți iese rețeta, nu ieși. Ești pregătit? Okay. Da. Intră, lumina te va călăuzi. Aici ne aflăm în camera de control. De aici, de la butoane, îl voi ajuta sau încurcă pe Adrian. Va trebui să găsești rețeta. Pentru asta, trebuie să bagi basul și cu toba mare. Poți să fii mai explicit puțin? Da. Trebuie să cânt. Ce să fac? Bagă mâna. Așa. În cheiță. Mușcă? Și trebuie să prind ceva de aici. Au! M-a scuipat cheița. Eu zic să mai bagi okay, o dată. Dar cine? Că nu e... Asta rămâne cu mine? Da. Hai, domnește. Florin, îmi pare bine. Ei, Florin, ce faci? Bine. Unde ești? Aici. Găsește rețeta. Ți-ai găsit rețeta? E pe acolo, pe undeva. Apa! Da, da, da. Mulțumesc. Așa. Citește-o. Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și brânză rasă. Liniuță. Amuse-bouche. Je ne sais pas amuse-bouche. Je sais ceafă de porc cu cartofi prăjiți și brânză rasă. Bun. În cazul ăsta, ușa din dreapta ta se va deschide acum. Ha? Ha? Salut, sunt Florin Dumitrescu, Escape Master. Hei, Florin, ce mare ești la televizor, par mai mic. Da. Să știi că, uite, am aici un coș în care tu trebuie să-ți pui ingredientele pentru rețetă. Că de-aia am venit, să okay. gătim. Dar așteptăm să vedem ce zice Andrei. Adrian, ia mai dă cu zarul. Și ia mai, ia-ți ingredientele. Ai 60 de secunde începând de acum. Coboară zarul. Ok, Hai. Perfect. De jos în sus e cel mai bine. Ok, perfect. S-a dus prea tare. Haide. 5. Perfect. 45 de secunde. 5. Păi 5. Să nu uiți rețeta. Cartofi, ulei, fiți. Da, păstârnac. Mersi mult de tot, Florin. Da. M-a ajutat mult. Mazăre. Da. Hai okay. că e bine. Ne descurcăm. Uite 30 de secunde. Am luat și o cheie. Hai cheie. Foarte tare. Mamă, ce mișto e panoul ăla. 20 de secunde. Fii atent, stai așa, noi, la cartofi. Trebuie să fugim repede, 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 că rămâi aici. Fiecare cartof furat costă 3 secunde. Repede, mai repede, sunt 6 secunde. Bun, hai că am scăpat de aici. Aici e un pic mai greu. Bine ai venit în camera frigiderelor, Adrian. Ia-ți ultimele ingrediente din frigiderul care te-a lansat. Cum adică? Ai 60 de secunde. Trebuie să mă uit la... Da, trebuie să ieși la magnet să ne spui ce vezi și... Femeia care se mută... Rahova! Asta poate să fie. 50. Macarale, macarale. Nu, pietre. Am uitat să zic că la... O să pornească o alarmă dacă... Iei frigiderul greșit. 30 de secunde. Și oricum pornește alarmă. Incredibil, am scris frigiderul corect pe frigiderul corect. Nimeni nu ne crede. 3, ăsta poate să fie, dar nu m-a lansat, ăsta m-a îngropat. Hai de că să merg la Rahova, hai. 20. Porc! Hai, trebuie să ieșim, hai, repede, 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 repede. Mamă, ce bulan. 10 secunde. Bine că am ajuns și suntem foarte aproape de bucătărie, să știi, de aia, uite, acum o să trebuiască să punem șorțul. Cam așa de forță? Da. Așa, eu să te ajut. Adrian. De acum încolo vei avea nevoie de cheițe. Câte ai? Am una, dacă n-am pierdut-o. Ai găsit o cheiță din 3. Am... da, luat-o. Pentru că ești un om simpatic, îți spun că mai ai o cheiță. Unde?
în buzunar. Mersi. Pe viitor vei avea nevoie de cât mai multe cheițe. Suie-te pe scenă. Aici o să jucăm un joc foarte interesant. Ai un minut la dispoziție să descoperi imaginea proiectată în spatele tău. Cu cât pui întrebările mai corect, cu atât vei avea mai multe cheițe. Să fie lumină! Ai 60 de secunde. E om? Nu. E obiect? 50. Nu. Are viață? Da. Este animal? Nu. Este plantă? Da. 40. Se mănâncă? Da. E plantă? E legumă? Nu. E fruct? Da. 30. E dulce? Da. Sunt mai mult pe ciorchine, strugure? Da. Ce înseamnă să ai copii acasă? Ai câștigat toate cheițele. Mergem aici după emisiune. Să fie lumina. Da. Ok. Uite, aici ai toate cheițele pe care le-ai câștigat, dar și pentru că ai ghicit, practic le iei și pe cele pe care le-ai pierdut inițial. Mulțumesc. O să am nevoie de toate cheile. Important e că eu o să-ți duc astea în spate, o să mă asigur că ajung în bucătărie și tu îți continui drumul. Te rog să ai grijă de clanța mea, da? Da. Plec cu ea acasă. Ok. Mulțumesc. Adrian, curaj. Ușa se deschide acum. Adrian, bine ai venit în labirint. Acum așteaptă un pic. Și ascultă-mă bine. Va trebui să găsești seiful cu ustensile. Va trebui să te rătăcești prin labirint până îl găsești. După ce l-ai găsit, va trebui să-ți iei din el cât mai multe ustensile poți, pentru că în bucătărie nu se știe ce găsești. După aceea va trebui să ieși. Pentru asta ai 60 de secunde începând de acum. Mă simt ca în filmul ăla cu Bruce Lee, îl știi? Când ajunge pe o insulă, la un moment dat, și la sfârșit se bate unul cu o mână, cu o gheară. Îți dau un indiciu că vă rătăcești. Mai lasă doar o rază, ce urmează? Trage cortina. Exact. Păi trage-o de acum, că nu găsesc nimic aici. Aha. Nu există nicio șansă de scăpare. Există. Decât asta. Așa. Ați. E bine. Am ajuns la seip. Frate, dar de ce sunt câte 3 lacăte pe fiecare de asta? Pentru că mai ai 30 de secunde să deschizi, să-ți iei ce poți. Nu merge. Uită-te pe breloc. Dacă vrei să-ți lungească un pic timpul, va trebui să fredonezi ceva. Sunt Lidl sau așa ceva. Ce fac eu? Cartofi. Ia și ustensilele. Așa. Unde le? Poți să le bag în șort? Da. Cântă, altfel timpul trece. Tararararara. Tararararara. Tigaie mă întrebe, stai așa. Andrei? Îți trebuie tigaie, într-adevăr. Îmi trebuie o tigaie, da. Să fredonezi dacă vrei să oprească timpul. Macarale, râd în soare, argintii, macarale, în zor de zi, o macara încetinel, mi-a adus un bilețel, îl prind iute și-l citesc, spor la lucru, pam, și cheia n-o găsesc. Deci ați mânărit lacătele astea. Mai multă carne. Uite-te bine, ce carne e acolo? Tobă cu limbă. 10 secunde. Nu mai am ce să fac. Vrei să fredonezi un locul tău? O să regreți. Ai plecat și multe nopți am plâns. Ai plecat. 5. Fără niciun 4, cuvânt. 3. 2. Am luat 3 cuțite, să fie. Andrei, ridică clanța. Exact. Jucăm pe dos. Ai acum 30 de secunde ca să găsești ușa bucătăriei. Frate, nu stai să mai las din astea. Bine, nu mai las nimic. Ba da, las castronul. Suma cifrelor de pe ușă este 3 plus 3.
Am găsit-o! Bine ai venit! Bun, hai că ne descurcăm cu astea, mai ales că e vorba de un amuzbuș, adică variantă mai mică. Nu știu ce zici tu acolo. Amuzbuș, deci un fel de pregustare. Un teaser de meniu, un teaser de farfurie. A, deci nu fac ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Nu, faci ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Am înțeles. Un chelcășoz. Exact, ăla. Cartofii pe răzătoare, friptura în tigaie. Perfect. Bun. Răzătoarea mare. E bine. Muzica ne lipsește. Da. Aha. Mișto. E o chestie de-a lui Andrei. Da. Andrei are butoane multe. Ok. Cuțitul ăla să nu cadă de pe masă. Andrei, dacă vrei niște mărasă, avem aici. O, ce scuze. Iartă-mă, Andrei. Ai făcut cunoștință cu masa care ține cu casa. Să nu se ridice acum, că dacă așa una în... Dar poți să mai ridici masa puțin, te rog? Acum! Cartofii ajung, doar că asigură-te că da. Sunt toți în apă. Sunt în apă, sunt în apă. Așa, așa. Sare în apă. Sare, sare. Apă. Andrei, te rog să fii atent la carnea asta, că nu pot să mă ocup de toate. Mă, dar e frate de genială. Da. Da. Așa, perfect. Așa, așează, să așezi un pic carnea, să stai mai bine și după aia la cuptor la 220 de grade. Așa. Perfect. Cuptor 220 de grade. Hai să zicem 120. 220. Și pe ventilație sus jos cu... E ok cum e acum, dar vezi că e 120. Este 220. 200... E 360 acum, uite. Păi unde mă uit? Aici sau aici? 390. O să se ardă. Arată altceva. E aici. Andrei, ești aici! 220. Așa. 420. Eu zic că trebuie să ai grijă la treabă. Nu e. Deci cuptorul nu e ca omul schimbător. Cuptorul acesta este un cuptor 220. Numit Dorință. Da, da, lasă-mă. Pentru tu nu existi! Tu nu existi! Cuptorul deci doar o voce în capul meu. Cuptorul nostru să ajungă la temperatură potrivită și să nu-și bată joc de biata ta ceafă, va trebui să îndeplinești o dorință. Cuptorului. Dorința cuptorului este următoarea. Eu nu știu ce legume ai mâncat tu. Va trebui să ai un solo de chitară la ukulele. În bucătărie se află un ukulele. Într-un sertar. Așa. Rece. O, pahare de vin. Puteți să ne oprim puțin rece, aici? Rece. Am zis sertar. Încearcă mai în față, unde, de exemplu, camerele... Am găsit. Ai, nu, ukulele. Nu? Ah, pardon. Chiar veritabil. Cald. Cald. Aha, mersi că l-ai acordat. Ce pot să-ți cânt? Hai că scade și cuptorul. Vrei să te... E bine. Mai dai. Da, exact. Nirvana, 250. Mai avem 30 de grade, ne mai trebuie. Asta chiar scade când... Da, mă, uite! 250. Hai, gata, ne-am oprit. E total la 220. Eu când prost și el, vezi? Da. Mulțumesc, Andrei. 220. E perfect. Am ajuns acolo unde trebuie. Gata. Să nu arătați filmarea asta cum am cântat eu cuiva, da? Vă rog. De este vina instrumentului, nu a mea. Bun. Perfect. Ce alte năzdrăvănii mai pot eu să inventez aici în bucătărie? Să le sting lumina? Să pornesc o sirenă? Scrieți neapărat în comentarii, vreau să mă inspir. Da. E o problemă acolo? Nu neapărat, dar... Nu, îi desparte, știi? Pentru că făina îi ajuta un pic. Dar e în regulă, nu-i problemă. Andrei, ieși din oală! Eu ți-aș recomanda să folosești cheia. Să iau niște făină de acolo? Da. Ok.
Pentru a mai folosi cheia odată, va trebui să răspunzi la o întrebare. Răspund la orice întrebare vrei tu. Asta e întrebarea. Câte trupe au cântat în total? 3 în mea. E ok? Ai voie să folosești cheia, da. Bun. Auzi așa, în pură curiozitate, în cât timp înveți să tai cu cuțitul așa? Și să nu stai degetele? Un an jumate. Păi, și la chitară în cât timp înveți să cânti? Să ții un concert? Nu, e mult. Păi? Da. Știi că pare așa de simplu când o faci tu... Corect, dar e repetiție. Da. Dar până la urmă tot e o chestie de atitudine. Uitați-vă la Adrian. Julian Subțire? Zice, mimează el incompetența, dar știe, știe, paf, se mișcă, taie. Adrian Despot, tu gătești acasă? Mă deranjezi. Da, gătesc. Asta vreau să zic, se cam vede. Nu des, dar gătesc. Ne vedem în curând. Ok, păi suntem gata cu totul, gata. Poți să faci plating-ul. Și te-am așteptat foarte mult, te-am așteptat prea mult chiar și atunci o să trebuiască să te las să faci singur plating. Mersi, da, ți-am zis. Dar sunt convins că, na, ești un tip creativ și sunt convins că o să iasă. Mersi, ți-am zis că m-a încurcat Andrei atât de mult încât, na, avem nevoie de un ajutor. Baf! La la! Este atât de fraged încât se rupe. Dar noi o să încercăm totuși să-l tăiem așa. Un peu de... Am uitat cum se spune cartof în franse. Un pic de sauvagerie carnivor. Ah. Da, un pahar de vin lipsește. Și-am purces. Aha, la mulți ani. Da, mulțumesc. Te rog, așteaptă un pic aici în purgatoriu până când vom delibera. Ok. Ia zi, care e aia nefăcută care trebuie să o mănânc eu? Da, nu. Pe care trebuie să o mănânc? A rămas pe masă. A rămas pe masă? A. Ia care ți-e tare și trebuie să fie doar acest bulgăraș așa de cartof cu niște cărniță și brânză rasă, da? Având ingrediente în plus. E cărniță aici? Da, a, uite-o, da. Ceafa de porc acolo jos. Am mai pus și legumele din tigaia de la ceafa de porc. A gătit bine, corect? Da. E bună rețeta? Foarte bună. Foarte bună. Mergem mai departe. Dăm voie să strâng mâna. A Adrian. Fost minunat. E foarte gustos. Foarte tare. Vorbesc foarte serios. Există... Însă... O problemă. Noi suntem 3 oameni. Cum Dumnezeu ai făcut 2 farfurii? Vă văd de 2. Plus că am mai auzit niște comentarii cât se poate de răutăcioase la adresa mea, care m-au durut. Dar a existat o decizie unilaterală a mea, pentru că Florin Dumitrescu acum... E foarte bună, n-ai ce... Da. Vei fi pedepsit. Lasă-mi, Florin, că ești un om rău. Va trebui să tragi din maneta tolomatului cu pedepse! N-am înțeles de ce primesc pedeapsa asta. Ce scrie? Aplaudă o chitară de la cap la coadă. Aplaudă o chitară de la cap la coadă? Uite, nu avem o chitară, avem această cobză gentilă. Aha. Vrei să o aplauzi de la cap la coadă? Cum adică să o aplaudă de la cap la coadă? Nici eu nu înțeleg, așa scrie întonomatul cu pedepse, Doamne iartă-mă. Facem așa. Da, este o variantă câștigătoare. Mulțumim frumos, bine ai venit. Să se deschidă ușile. Asta e te rog, bine. Mulțumesc. Dar dacă ți-e foame, nu vrei să-ți mai iei niște ceva? Că mai promit că nu se închid ușile. Bine, hai. Ce senzațional de gustos. Nu, încetează, că știi foarte bine că nu... Mi-am adus o porție de om, da? Nu de... Uite, vezi? Aia e. Bine ai venit la masă. Mulțumesc. Da, ai trișat. Porție de om. Adrian, sper că te-ai distrat și mulțumim că ai venit la noi în emisiune. Mersi mult de tot. Mare plăcere. Da, și voi. Dacă sunteți amatori de mistere și de premii, intrați pe surprize.lidl.ro/bucătar-fără-scăpare și dovediți-o. Și nu uitați, lăsați-ne comentarii să ne spuneți pe cine aș vrea să vedeți mai departe în Bucătar fără scăpare. Spor la gătire!